Morning Glory, Morning Glory. Acri sunt castraveciorii. Bunjurica, bunjurica, bună dimineața, băi doamnelor, băi domnilor, băi gentlemen. Și în ultimul rând, băi domnișoarelor, invitatul nostru astăzi este Teo, știți, de la stand-up. De unde te mai știu ăștia? De pe stradă, din metrou, azi dimineață din metrou. A fost în metrou azi dimineață, da, nebunule, da, care da. Ești. A fost extraordinar, pentru că de obicei nu prind metrou dimineața. Eu în perioada asta zilei nu trăiesc. E bișturul foarte drag mie și din cauza asta mă ridic ca Dracula dimineața. Zic eu, nu... Îți mulțumesc. Încerc să ca pe un compliment. Cu plăcere. Da. Un pic de sânge puteai să dai și tu, da, de acum. E adevărat, da. Am prins și eu metrou, am văzut și eu cum e metrou, cum trebuie să fie, cu călca pe picioare, cu frâne bruște, cu... Da. Deci, liniuțe. Da, cred că se dădea acolo că mergea la Dristor 2, da, vreau să spun. Știi că de multe ori m-am întrebat ce naiba se face la școala de Vatman, de metru, cum e cel ăsta? Conductor, cred. Conductor? Dacă ești mecanic, mecanic, exact. Că mie mi se pare, sunt sigur că vorbesc cu păcat și acum am postul paștului, dar mi se pare că am cel mai simplu lucru de condus metro, adică... Dar la tramvaie cum crezi că e? Bă, la tramvaie e groaznic. În primul și în primul rând, adică de condus ca aia vehicul, cred că e ușor, că bănuiesc că e o chestie de înainte și una de înapoi, nu cred că face mare lucru tramvaie, da. Dar trebuie să fii psihic pregătit pentru București cu tramvaie, adică e... Groasa asta cu ăștia, se bagă pe linie, trebuie să dai tot timpul din clopoțelul ăla, trebuie să știi să înjuri foarte bine. Cred că la Vatman tramvai examen mai mult de înjurat, cât de mult poți să înjuri. Dar la metrou nu bate vântul, nu te plouă, n-ai mașini pe linie, nu... Bine, se mai aruncă câte unul din când în când, dar... Na. Ai ștergătoare. Doamne ajută! A fost în mai știu, acum două zile era o acțiune a pompierilor pentru o simulare din asta de descarcerare a persoanelor prinse sub tramvai. Și mi-am adus aminte de o întâmplare din Brăila, una din poveștile mele preferate. Un milițian, mă rog, îl călcase tramvaiul pe un tip în, chiar în stația de tram, într-o stație foarte aglomerată din Brăila, și a venit un milițian să facă ordine, a spus, gata, femeile și copiii la o parte, că nu puteau să scoată pe ăla de sub tramvai, că nu știu cum era prins sub roți și dacă mișca tramvaiul la ăla, mă rog, da. Și a venit milițianul și a zis, hai, toți bărbații să punem mâna, să ridicăm un pic tramvaiul ăsta, să ridicăm un pic. Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișorii. Așa. Teo. Deci, milițiarul era de părere că sunt prea puțini oameni sub tramvaiul ăla. Încercau să scoată pe nimeni, încercau să mai bage vreo doi acolo. Păi, mișto la Brăila. Nu, e tare. Spune-mi... Citește-mi ceva de acolo. Citesc o știre care mi-a plăcut foarte mult. E vorba de o comună din Dorj. Este unul din ziarele noastre preferate. Gorj Domino. Samarinești? Samarinești se numește sau Sămărinești? Sămărinești sună ca un... Ca un jurător, da. Sămărinești, da, așa. Sămărinești tu, bă. Așa, e o comună în care primarul a fost declarat incompatibil de către înalta curte. Cu viața sau cu ce? Cu totul, cred. Și au să aibă alegeri anticipate și drumurile sunt un dezastru și un cetățean din Sămărinești a fost văzut... Un sămărinean, cum ar veni. Da, un sămărinean. Un sămărinean. A fost văzut astupând gropile din șosea cu pământ. Am înțeles. Cu căruța, cu calul, frumos, cu căruța încărcată cu pământ, a stupat gropile. Pe persoană fizică sau... Pe persoană fizică, da. Și i-au scris pe Facebook că ai un vot de la mine, Ovidiu, dar trebuie să-mi promis că faci asfalt. Păi, până la urmă, na, pământul e primul pas spre asfalt. Și Dumnezeu ar fi de acord cu asta, nu? Până la asfalt, întâi punem pământ. Păi, da, până la asfalt te mănâncă pământul. Genul ăsta.
Și ăsta a primit, a scris pe Facebook, mă rog, se distrează ăștia și din Sămărină și sunt toți pe Facebook. Nu cred că ai altceva de făcut în Sămărină. Să mă ierte Dumnezeu din nou acum de... Să mă ierte Dumnezeu e altă cum. Să mă ierte Sămărinești e lângă să mă ierte. Și o să cumpăr pe fiecare lună câte un sac de ciment, dar o să mai las câte o groapă să plantez câte o floare. Oh, ce frumos o să fie. Dar, adică, din câte știu, nu cu ciment asfaltat, dar e în regulă și așa. Adică, cimentul e mai mult pe vertical, nu pe orizontal, din câte știu eu, dar mă rog. Acum... Da, nu știu cum se face, că n-am astupat gropi, dar acum, dacă ești... eu tot timpul m-am întrebat, știi că e expresia aia, ești prost de dai în gropi. Da. Dar că nu ești chiar prost așa, ești prostuț. Da. Dai, se poate spune că dai în gropițe? Ești prost de dai în gropițe? Ești prostuț de dai în gropițe? Adică când ești copil și ești prostuț. Acum că zici, îmi dau seama că jignirile astea, insultele astea n-au niciodată diminutive, ceea ce e foarte interesant în contextul unui popor n-au care... N-au nuanțe. Diminutive în primul rând. N-ai auzit vreodată de unul că e idioțel? Da. Sau retardel așa, sau, știi? E, imbeciluț merge. Da, ai auzit de imbeciluț? Nu. 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 Și e ciudat că poporul ăsta iubește diminutivele. Păi și mie mi se pare la fel și mi se pare frustrant. Am scos la un moment dat, am retras de la bancă o sumă care nu era mică. Deci hai să nu ne lăudăm acum, da? Dar nici micuță. Nu era mică suma aia, da? Și în orice caz e important ce faci cu ea. Da. Ideea e că am retras o sumă care nu era mică de la bancă și casiera chiar mai zis și bănuții vi dau. Doamne, erau câteva mii de euro totuși. Da, dacă și câteva mii de euro sunt bănuți acum. Adică cât vă plătește pe voi aici la bancă de tratat? Nu, sau cât scot ăștia. Da, cât scot, da, exact. Nu? Era modul, băiatul a scos efectiv sub o sacoșă. Sub o sacoșă nu sub sunt bani. O sacoșică. Eu cred că tu ai scos o sacoșică de fapt. Era o punguță. Tu credeai că e sacoșă, nenică. Era o punguță, da. Pun și punguță, pune-ți la că nu-i care... Ai punguță sub ochișor. Păi dacă ești bețivănel. Da, exact. Nu știu, circulă o chestie că România e o țară frumoasă pentru care gropițe. Hai, uite ce am mai râs. Ne-am mai destins. Da. Ăsta care a găsit o bombă pe câmp și a dat un ciocan. Eu nu înțeleg de ce în perioada asta, în anii ăștia, în epoca modernă, cum îi spune orice om care trăiește într-un an, zice că e epoca modernă. În epoca asta modernă, eu nu înțeleg de ce ne mai mirăm că se aplică legea selecției naturale. Adică chiar atât de bine am început să o ducem încât nu ne mai așteptăm să moară idioții. Eu cred că am ajuns într-un punct în care nu ne mai așteptăm să moară nimeni. Și când un idiot face tot posibilul să moară, e știre. Asta nu e o știre. Adică, bine, da, eu știu, e la intersecția între știre și comedie, e un fel de entertainment. N-a murit, a rămas fără mâini. Păi acum atât, o să poată să lovească bombe doar cu picioarele. Da. Dar o să poată să sară pe el. Da. Până o să rămână un tors de idiot. Dar eu ți-am zis, nu înțeleg de ce ne mai mirăm că există oameni proști. E ciudat că, ți-am zis, în epoca asta în care informația circulă atât de liber și afli atât de des de atât de mulți proști, în continuare te mai miră că a rămas un prost fără mâini cadat într-o bombă. De ce? E normal. E cum să spun, e mariajul perfect într-un prost și o bombă. Este o explozie. Înțelegi de ce te miri? Știi cum mă gândesc eu la asta? Mă gândesc că e ca la muște. Din ce am înțeles, muștele au un potențial de viață semi-nesfârșit, așa. Adică ar putea să trăiască foarte mult. Semi-nesfârșit. Ar putea să trăiască foarte mult, știi? Și totuși, na, ele ajung pe un parbriz, le mănâncă o cioconitoare, genul ăsta, știi? Adică se produc accidente și nu toate muștele supraviețuiesc. Te-ai văzut că dacă rămân înghețate acolo între pervaz și sita geamului, își revin, mă. Da. Da, muștele deci, chiar... Da. Deci de asta eu mă gândesc la tâmpiți, că sunt ca un fel de... Dacă, mă rog, Dumnezeu ar fi șofer... Așa. Tâmpiții ar fi ca un fel de muște care se lipesc pe parbriz când merge pe autostradă și mai dă din ștergătoare. Mergem înainte. Dumnezeu și aia de la metro. Oh, no. Asta a fost dură.